Prieteni, cu voi este Madrid și bine v-am găsit la un nou episod! Astăzi vreau să vă prezint canalul Spins, un canal relativ nou, dar care presimt că inevitabil va ajunge să strângă o comunitate mare. Datorită modului carismatic și interesant în care se comentează tot felul de topicuri, a energiei emanate și a calității video-audio. Așa că vă recomand să intrați pe acest canal și să vă abonați selectând clopoțelul pentru a primi notificări privind noile postări. Link-ul la canal îl găsiți în descriere sau pe ecran. Și apropo, să nu uitați pe viitor că știți de Spins de la mine. Lumea animală e o luptă fără final pentru supraviețuire, în care instinctele duc uneori la lupte îngrozitoare. Aici învinge cel care e cu adevărat mai puternic. În continuare urmează 10 cele mai fioroase lupte filmate din lumea animală. Să începem! Leopardul, crezând că a dat de o pradă ușoară, a greșit amarnic. Mistreții, apărându-și puii, au efectuat o manevră vicleană. Ei au atacat leopardul simultan din diferite părți și nu i-au lăsat nicio șansă pisicii de a-și utiliza celebra sa reacție. Acești băieți nu au gusturi rele. De ce să vânezi zebre și căprioare când poți vâna 4 metri de carne apetisantă? Posibil anume așa au gândit lei, însă cât de mult au greșit. Nici toată haita împreună nu reușește să rănească girafa, provocându-i doar mici zgrăieturi. Girafa se joacă cu lei de parcă ar fi niște copii neputincioși. Putem considera că lei au avut mare noroc, că copitele girafei nu au nimerit pe niciunul dintre ei, altfel finalul nu mai era la fel de vesel. În anul 2012, în timpul festivalului național Alergarea Taurilor, într-un orășel spaniol s-a întâmplat un groaznic incident. Taurul, înnebunit de furie, a atacat un cal și mai nu l-a omorât, lovindu-l cu coarnele sale mari și trântindu-l pe spate, iar călărețul, ca prin minune, n-a fost călcat în picioare de animalul înnebunit. Elefanții sunt niște animale liniștite, prietenoase și pacifiste, însă orice regulă are excepții și e greu de găsit o creatură mai distrugătoare decât un elefant înfuriat. Nu știm de ce elefantul s-a înfuriat și cu ce l-a provocat un micuț pui de bizon. Sărmanul animal a încercat să scape, elefantul înnebunit însă nu i-a lăsat nicio șansă de scăpare. Monstrul gigantic a trântit bizonul la pământ, lăsându-se cu toată greutatea pe el, apoi l-a ridicat în aer și iar l-a trântit. Nici corpul care nu mai mișca nu l-a oprit. El a continuat să bată sărmanul animal până acesta s-a transformat într-un trup fără suflare. Ar părea că Hermina e un animal micuț și drăguț, desigur, doar că acest pescăruș rănit nu consideră deloc așa. Pasărea prădătoare nu se aștepta să devină hrana unei hermine, mai ales aflându-se în apă. Animăluțul nerușinat se cațără pe pasăre și încearcă să o înnece. Pescărușul însă reușește să opuie rezistență și să ciupească dușmanul. Din cauza traumelor nu poate să zboare, astfel nu rămâne nimic decât să accepte lupta pentru viață. Hermina nu se oprește și încearcă să prindă pasărea, dar după lungi încercări și o luptă disperată, totuși se dă bătută. Lumea animală e plină de jivine îngrozitoare. Scolopendra e un reprezentant din această categorie. Monstrul de aproape 30 de centimetri, parcă ar fi din filmele de groază. Patrulând teritoriul său, Mireapodul a dat peste o tarantulă care nu bănuiește nimic. Scolopendra atacă fulgerător și tarantula nici nu observă cum deja este cuprinsă de groaznicul monstru. Păianjenului nu-i rămâne nimic decât să accepte moartea lungă și chinuitoare. Prieteni, cred că mulți din voi știu că mamba neagră e unul din cei mai veninoși șerpi din lume. După mușcătura ei, omul trăiește doar câteva ore. Dar cum s-a dovedit, pentru mangustă, ea este doar o masă de prânz. Chiar luând în considerație faptul că o mică zgârietură provocată de mamba neagră e mortală, animăluțul curajos oricum nu se oprește. Șarpele execută un atac mortal, însă mangusta reușește să se ferească. Apoi, repede, înșfacă mamba de cap și o zdruncină cu putere, pentru a-i rupe coloana vertebrală. Și acum... poftă bună! Cred că nimeni nu se aștepta să vadă în acest top o veverițe. Ideea nu am de ce a decis să atace un șarpe. Poate s-a săturat să mănânce doar alune. La început, șarpele încerca să scape de animăluțul dus cu pluta, însă mai apoi a realizat că trebuie să accepte lupta. După câteva mușcături precise ale cobrei, ar părea că veverița a decis să se lase bătută, însă a urmat o rapidă contraatacă. Veverița a reușit să muște șarpele de cap, însă nu s-a oprit doar la asta. Monstrul dornic de sânge a mușcat reptila de-a lungul corpului, lăsându-i o mulțime de răni grave. Șarpele totuși a rămas în viață și, într-un final, a reușit să scape.
Motivul faptelor necalculate și prostești uneori este foamea. Coyotul hapsând de pradă străină, văzând cadavrul, decide să savureze carnea, dar nu reușește să facă normal câteva mușcături, cum este atacat de o haită de lupi, care nu era gata să se împartă atât de ușor cu prada. Haita de parcă ar fi așteptat sărmanul coyot pentru a se distra puțin. Lupii au ajuns coyotul obraznic din urmă și s-au răfuit cu el fără pic de milă, ne lăsându-i nicio șansă de a supraviețui. Vaca, considerând berbecul care se apropie un pericol, îl atacă pentru a-și apăra vițelușul, încercând să lovească cu capul. Însă berbecul e un campion la această lovitură și desigur knockout-ul nu s-a lăsat mult așteptat. Berbecul s-a ridicat ușor după o lovitură atât de puternică, iar vaca nu sunt încrezut că a supraviețuit. Îmi pare că de la lovitura primită i-a plesnit craniul. Și cam atât pentru astăzi, prieteni. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați de like, share, subscribe. Cu voi a fost Madrid. Eu vă urez o zi frumoasă în continuare. Ne auzim la un nou episod. Pe curând! Poftă bună! Cred că nimeni nu se aștepta să vadă în acest top o veverițe. Ideea nu am de ce a decis să atace un șarpe. Poate s-a săturat să mănânce doar alune. La început, șarpele încerca să scape de animăluțul dus cu pluta, însă mai apoi a realizat că trebuie să accepte lupta. După câteva mușcături precise ale cobrei, ar părea că veverița a decis să se lase bătută, însă a urmat o rapidă contraatacă. Veverița a reușit să muște șarpele de cap, însă nu s-a oprit doar la asta. Monstrul dornic de sânge a mușcat reptila de-a lungul corpului, lăsându-i o mulțime de răni grave. Șarpele totuși a rămas în viață și, într-un final, a reușit să scape. Motivul faptelor necalculate și prostești uneori este foamea. Coyotul hapsând de pradă străină, văzând cadavrul, decide să savureze carnea, dar nu reușește să facă normal câteva mușcături, cum este atacat de o haită de lupi, care nu era gata să se împartă atât de ușor cu prada. Haita de parcă ar fi așteptat sărmanul coyot pentru a se distra puțin. Lupii au ajuns coyotul obraznic din urmă și s-au răfuit cu totuși se dă bătută. Lumea animală e plină de jivine îngrozitoare. Scolopendra e un reprezentant din această categorie. Monstrul de aproape 30 de centimetri, parcă ar fi din filmele de groază. Patrulând teritoriul său, mireapodul a dat peste o tarantulă, care nu bănuiește nimic. Scolopendra atacă fulgerător și tarantula nici nu observă cum deja este cuprinsă de groaznicul monstru. Păianjenului nu-i rămâne nimic decât să accepte moartea lungă și chinuitoare. Prieteni, cred că mulți din voi știu că mamba neagră e unul din cei mai veninoși șerpi din lume. După mușcătura ei, omul trăiește doar câteva ore. Dar cum s-a dovedit, pentru mangustă, ea este doar o masă de prânz. Chiar luând în considerație faptul că o mică zgârietură provocată de mamba neagră e mortală, animăluțul curajos oricum nu se oprește. Șarpele execută un atac mortal, însă mangusta reușește să se ferească. Apoi, repede, înșfacă mamba de cap și o zdruncină cu putere, pentru a-i rupe coloana vertebrală. Și acum celebra sa reacție. Acești băieți nu au gusturi rele. De ce să vânezi zebre și căprioare când poți vâna 4 metri de carne apetisantă? Posibil anume așa au gândit lei, însă cât de mult au greșit. Nici toată haita împreună nu reușește să rănească girafa, provocându-i doar mici zgârieturi. Girafa se joacă cu leii de parcă ar fi niște copii neputincioși. Putem considera că leii au avut mare noroc, că copitele girafei nu au nimerit pe niciunul dintre ei. Altfel, finalul nu mai era la fel de vesel. În anul 2012, în timpul festivalului național Alergarea Taurilor, într-un orășel spaniol s-a întâmplat un groaznic incident. Taurul, înnebunit de furie, a atacat un cal și mai nu l-a omorât, lovindu-l cu coarnele sale mari și trântindu-l pe spate, iar călărețul, ca prin minune, n-a fost călcat în picioare de animalul înnebunit. Elefanții sunt niște animale liniștite, prietenoase și pacifiste, însă orice regulă are excepții și e greu de găsit o creatură mai distrugătoare decât un elefant înfuriat. Nu știm de ce elefantul s-a înfuriat și cu ce l-a provocat un micuț pui de bizon. Sărmanul animal a încercat să scape, elefantul înnebunit însă nu i-a lăsat nicio șansă de scăpare. Monstrul gigantic a trântit bizonul la pământ, lăsându-se cu toată greutatea pe el, apoi l-a ridicat în aer și iar l-a trântit. Nici corpul care nu mai mișca nu l-a oprit. El a continuat să bată sărmanul animal până acesta s-a transformat într-un trup fără suflare. Ar părea că Hermina e un animal micuț și drăguț, desigur, doar că acest pescăruș rănit nu consideră deloc așa.
пасаре предатуаре, ну се аштептаса девина храна уней хермине, мая леса флиндусе и напы, а не малуцел не рушинаце, кацарапе пасаре, ше инчарка се он нече. Пескарушу линце, реушеште се упуе резистенце, ши се чупяска душманул, дин кауза траумилор, ну поте се збоаре, а спел ну рамине немиг декат са кчепте лупта пентру вяце. Хермина ну се упреште, ше инчарка се принде пасаре, дар дупа лунджи инчаркари, ше у лупта дисперат. Salutare, prieteni! Cu voi este Madrid și bine v-am găsit la un nou episod! Astăzi vreau să vă prezint canalul Spins, un canal relativ nou, dar care presimt că inevitabil va ajunge să strângă o comunitate mare. Datorită modului carismatic și interesant în care se comentează tot felul de topicuri, a energiei emanate și a calității video-audio. Așa că vă recomand să intrați pe acest canal și să vă abonați selectând clopoțelul pentru a primi notificări privind noile postări. Link-ul la canal îl găsiți în descriere sau pe ecran. Și apropo, să nu uitați pe viitor că știți de Spins de la mine. Lumea animală e o luptă fără final pentru supraviețuire, în care instinctele duc uneori la lupte îngrozitoare. Aici învinge cel care e cu adevărat mai puternic. În continuare urmează 10 cele mai fioroase lupte filmate din lumea animală. Să începem! Leopardul, crezând că a dat de o pradă ușoară, a greșit amarnic. Mistreții, apărându-și puii, au efectuat o manevră vicleană. Ei au atacat leopardul simultan din diferite părți și nu i-au lăsat nicio șansă pisicii de a-și utiliza de bătută. Lumea animală e plină de jivine îngrozitoare. Scolopendra e un reprezentant din această categorie, monstrul de aproape 30 de centimetri, parcă ar fi din filmele de groază. Patrulând teritoriul său, mireapodul a dat peste o tarantulă care nu bănuiește nimic. Scolopendra atacă fulgerător și tarantula nici nu observă cum deja este cuprinsă de groaznicul monstru. Păian genului nu-i rămâne nimic decât să accepte moartea lungă și chinuitoare. Prieteni, cred că mulți din voi știu că mamba neagră e unul din cei mai veninoși șerpi din lume. După mușcătura ei, omul trăiește doar câteva ore. Dar cum s-a dovedit, pentru mangustă, ea este doar o masă de prânz. Chiar luând în considerație faptul că o mică zgârietură provocată de mamba neagră e mortală, animăluțul curajos oricum nu se oprește. Șarpele execută un atac mortal, însă mangusta reușește să se ferească. Apoi, repede, înșfacă mamba de cap și o zdruncină cu putere, pentru a-i rupe coloana vertebrală. Și acum, celebra sa reacție. Acești băieți nu au gusturi rele. De ce să vânezi zebre și căprioare când poți vâna 4 metri de carne apetisantă? Posibil anume așa au gândit lei, însă cât de mult au greșit. Nici toată haita împreună nu reușește să rănească girafa, provocându-i doar mici zgârieturi. Girafa se joacă cu leii de parcă ar fi niște copii neputincioși. Putem considera că leii au avut mare noroc, că copitele girafei nu au nimerit pe niciunul dintre ei. Altfel, finalul nu mai era la fel de vesel. În anul 2012, în timpul Festivalului Național Alergarea Taurilor, într-un orășel spaniol s-a întâmplat un groaznic incident. Taurul, înnebunit de furie, a atacat un cal și mai nu l-a omorât, lovindu-l cu coarnele sale mari și trântindu-l pe spate, iar călărețul, ca prin minune, n-a fost călcat în picioare de animalul înnebunit. Elefanții sunt niște animale liniștite, prietenoase și pacifiste, însă orice regulă are excepții și e greu de găsit o creatură mai distrugătoare decât un elefant înfuriat. Nu știm de ce elefantul s-a înfuriat și cu ce l-a provocat un micuț pui de bizon. Sărmanul animal a încercat să scape, elefantul înnebunit însă nu i-a lăsat nicio șansă de scăpare. Monstrul gigantic a trântit bizonul la pământ, lăsându-se cu toată greutatea pe el, apoi l-a ridicat în aer și iar l-a trântit. Nici corpul care nu mai mișca nu l-a oprit. El a continuat să bată sărmanul animal până acesta s-a transformat într-un trup fără suflare. Ar părea că Hermina e un animal micuț și drăguț, desigur, doar că acest pescăruș rănit nu consideră deloc așa. Pasarea prădătoare nu se aștepta să devină hrana unei hermine, mai ales aflându-se în apă. Animăluțul nerușinat se cațără pe pasăre și încearcă să o înnece. Pescărușul însă reușește să opuie rezistență și să ciupească dușmanul. Din cauza traumilor nu poate să zboare, astfel nu rămâne nimic decât să accepte lupta pentru viață. Și într-un final a reușit să scape. Motivul faptelor necalculate și prostești uneori este foamea. Coyotul hapsând de pradă străină, văzând cadavrul, decide să savureze carnea, dar nu reușește să facă normal câteva mușcături, cum este atacat de o haită de lupi, care nu era gata să se împartă atât de ușor cu prada. Haita de parcă ar fi așteptat sărmanul coyot pentru a se distra puțin. Lupii au ajuns coyotul obraznic din urmă și s-au răfuit cu totuși se dă bătută.
Lumea animală e plină de jivine îngrozitoare. Scolopendra e un reprezentant din această categorie, monstrul de aproape 30 de centimetri, parcă ar fi din filmele de groază. Patrulând teritoriul său, Miriapodul a dat peste o tarantulă, care nu bănuiește nimic. Scolopendra atacă fulgerător și tarantula nici nu observă cum deja este cuprinsă de groaznicul monstru. Păianjenului nu-i rămâne nimic decât să accepte moartea lungă și chinuitoare. Prieteni, cred că mulți din voi știu că mamba neagră e unul din cei mai veninoși șerpi din lume. După mușcătura ei, omul trăiește doar câteva ore. Dar cum s-a dovedit, pentru mangustă, ea este doar o masă de prânz. Chiar luând în considerație faptul că o mică zgârietură provocată de mamba neagră e mortală, animăluțul curajos oricum nu se oprește. Șarpele execută un atac mortal, însă mangusta reușește să se ferească. Apoi, repede, înșfacă mamba de cap și o zdruncină cu putere, pentru a-i rupe coloana vertebrală. Și acum, celebra sa reacție. Acești băieți nu au gusturi rele. De ce să vânezi zebre și căprioare când poți vâna 4 metri de carne apetisantă? Posibil anume așa au gândit lei, însă cât de mult au greșit. Nici toată haita împreună nu reușește să rănească girafa, provocându-i doar mici zgârieturi. Girafa se joacă cu lei de parcă ar fi niște copii neputincioși. Putem considera că lei au avut mare noroc, că copitele girafei nu au nimerit pe niciunul dintre ei. Altfel, finalul nu mai era la fel de vesel. În anul 2012, în timpul Festivalului Național Alergarea Taurilor, într-un orășel spaniol s-a întâmplat un groaznic incident. Taurul, înnebunit de furie, a atacat un cal și mai nu l-a omorât, lovindu-l cu coarnele sale mari și trântindu-l pe spate, iar călărețul, ca prin minune, n-a fost călcat în picioare de animalul înnebunit. Elefanții sunt niște animale liniștite, prietenoase și pacifiste, însă orice regulă are excepții și e greu de găsit o creatură mai distrugătoare decât un elefant înfuriat. Nu știm de ce elefantul s-a înfuriat și cu ce l-a provocat un micuț pui de bizon. Sărmanul animal a încercat să scape, elefantul înnebunit însă nu i-a lăsat nicio șansă de scăpare. Monstrul gigantic a trântit bizonul la pământ, lăsându-se cu toată greutatea pe el, apoi l-a ridicat în aer și iar l-a trântit. Nici corpul care nu mai mișca nu l-a oprit. El a continuat să bată sărmanul animal până acesta s-a transformat într-un trup fără suflare. Ar mănânce doar alune. La început, șarpele încerca să scape de animăluțul dus cu pluta, însă mai apoi a realizat că trebuie să accepte lupta. După câteva mușcături precise ale cobrei, ar părea că veverița a decis să se lase bătută, însă a urmat o rapidă contraatacă. Veverița a reușit să muște șarpele de cap, însă nu s-a oprit doar la asta. Monstrul dornic de sânge a mușcat reptila de-a lungul corpului, lăsându-i o mulțime de răni grave. Șarpele totuși a rămas în viață și, într-un final, a reușit să scape. Motivul faptelor necalculate și prostești uneori este foamea. Coyotul hapsând de pradă străină, văzând cadavrul, decide să savureze carnea, dar nu reușește să facă normal câteva mușcături, cum este atacat de o haită de lupi, care nu era gata să se împartă atât de ușor cu prada. Haita de parcă ar fi așteptat sărmanul coyot pentru a se distra puțin. Lupii au ajuns coyotul obraznic din urmă și s-au răfuit cu totuși se dă bătută. Lumea animală e plină de jivine îngrozitoare. Scolopendra e un reprezentant din această categorie, monstrul de aproape 30 de centimetri, parcă ar fi din filmele de groază. Patrulând teritoriul său, Miriapodul a dat peste o tarantulă, care nu bănuiește nimic. Scolopendra atacă fulgerător și tarantula nici nu observă cum deja este cuprinsă de groaznicul monstru. Păianjenului nu-i rămâne nimic decât să accepte moartea lungă și chinuitoare. Prieteni, cred că mulți din voi știu că mamba neagră e unul din cei mai veninoși șerpi din lume. După mușcătura ei, omul trăiește doar câteva ore. Dar cum s-a dovedit, pentru mangustă, ea este doar o masă de prânz. Chiar luând în considerație faptul că o mică zgârietură provocată de mamba neagră e mortală, animăluțul curajos oricum nu se oprește. Șarpele execută un atac mortal, însă mangusta reușește să se ferească. Apoi, repede, înșfacă mamba de cap și o zdruncină cu putere, pentru a-i rupe coloana vertebrală. Și acum, celebra sa reacție. Acești băieți nu au gusturi rele. De ce să vânezi zebre și căprioare când poți vâna 4 metri de carne apetisantă? Posibil anume așa au gândit lei, însă cât de mult au greșit. Nici toată haita împreună nu reușește să rănească girafa, provocându-i doar mici zgârieturi. Girafa se joacă cu lei de parcă ar fi niște copii neputincioși. Putem considera că lei au avut mare noroc, că copitele girafei nu au nimerit pe niciunul dintre ei. Altfel, finalul nu mai era la fel de vesel.
În anul 2012, în timpul festivalului național Alergarea Taurilor, într-un orășel spaniol s-a întâmplat un groaznic incident. Taurul, înnebunit de furie, a atacat un cal și mai nu l-a omorât, lovindu-l cu coarnele sale mari și trântindu-l pe spate, iar călărețul, ca prin minune, n-a fost călcat în picioare de animalul înnebunit. Elefanții sunt niște animale liniștite, prietenoase și pacifiste, însă orice regulă are excepții și e greu de găsit o creatură mai distrugătoare decât un elefant înfuriat. Nu știm de ce ele